Gruparea condusă de Ioan Morar are nevoie de victorie în ultimul meci din acest sezon contra celor de la FCM Baia Mare pentru a termina turul pe un loc de play-off și pentru a avea o iarnă liniștită. Fotbaliștii lui Lică Jula țintesc toate punctele puse în joc. În partida tur, zălăoanii s-au impus cu scorul de 4-0, însă datele problemei sunt altele. Băimărenii stau foarte prost în campionat, sunt pe locul 8 cu 16 puncte și nu se gândesc decât la cele 3 puncte puse în joc. De cealaltă parte, zălăoanii au probleme de efectiv. Viorel Ionașcu este suspendat, iar fundașii centrali Cosmin Cosma și Vlad Negrean nu s-au pregătit normal în această săptămână din cauza unor accidentări suferite în meciul cu Șoimi Pâncota. Cu jocul de la Baia Mare, zălăoanii vor pune punct partidelor oficiale în acest an. Mai mari de la Federația Română de Fotbal au decis ieri în cadrul unei ședințe amânarea etapelor din decembrie din ligile a doua și a treia din cauza vremii nefavorabile. Partida de la Baia Mare va fi oficiată la centru de Ionuț Ignat din Suceava, care va fi ajutat la cele două linii de Mihai Ungur și Mircea Roșca, ambii din Bistrița. Jocul va începe la ora 14 și se va disputa pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare.